La fel ca marile echipe de fotbal, și jucătorii Stelei s-au pregătit printr-o metodă inedită la finalul unui antrenament de refacere. Două echipe de câte 4 jucători au disputat un meci la 4 mini-porți, dar îmbrăcați în niște baloane care le îngreunau mișcările, dar îi și fereau de accidentări. S-a jucat cu ambiție, s-a intrat prin alunecare sau prin rostogolire. Ce a ieșit, vă lăsăm să urmăriți! Scorul nici nu a mai contat și nici formula de joc, ci doar atmosfera și concluzia trasă la final, că n-a fost chiar ușor, nici pentru cameraman. David, câte goluri ai marcat? Nu știu, niciunul. Am fost la echipa pierzătoare, din păcate. Ce formulă de echipă ați avut? Ce am vrut. Fiecare unde a vrut pe teren. Toți la grămadă. Da. Că nu prea te țineai pe picioare, se muiau picioarele. E destul de greu, e o activitate destul de solicitantă. Rafa, cum a fost fotbalul fără portar? Foarte, foarte obositor. E foarte cald aici, în balonul ăsta. Și ți este foarte greu să respiri. Am văzut că ai și driblat, ai intrat prin alunecare. Calitatea este nativă, n-am ce să-i fac. Cine a câștigat până la urmă? Cred că a fost egal. Nu, a fost egal. Ești la pierzători. Ține arbitru cu ei. Da. E mai greu decât pare și mai greu decât credeam. Pe ce post ai jucat acum? Fundaș. Eu cred că ai fost la grămadă. La grămadă, corect. Cum ți s-a părut metoda asta? E mai greu decât pare. E foarte cald în baloanele astea, dar e distractiv și destul de agresiv. Echipa noastră va disputa următorul meci în etapa 8-a cu liderul Ligii a 2-a, Cixere Damir Cureaciuc, luni 30 septembrie de la ora 18 pe stadionul Steaua.